Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a efectuat joi o vizită de lucru în Valea Jiului. La finalul acesteia, demnitarul a susținut o conferință de presă, în care principalul subiect a fost situația de la complexul energetic Hunedoara. Ministrul a explicat mecanismul prin care angajații companiei și-au primit salariile în ultimele luni. Pentru a putea să sprijinim cei aproximativ 4.000 de mineri afectați de închiderea activității, am elaborat o ordonanță de urgență și o hotărâre de guvern, astfel încât să putem clarifica statutul societăților în insolvență care pot să primească sprijin pentru plata salariilor restante. Raluca Turcan a mai anunțat că din cauza reglementărilor europene în acest domeniu, achitarea ultimei tranșe de salariu, cea din 5 mai, este incertă în prezent și cel mai probabil vor fi întârzieri la plată. În directiva europeană avem prevederea în baza căreia plățile restante pot fi acordate doar pentru 3 luni de zile calendaristice. Din nefericire, plățile au început așa cum am angajat în memorandumul semnat la Ministerul Muncii cu reprezentanții minerilor, au început undeva pe final de lună și atunci a rămas o tranșă care nu are în momentul de față acoperire în baza legală de 3 luni calendaristice. Și noi suntem genul de oameni care dacă am făcut un angajament ne și ținem de el și atunci vrem să clarificăm aspectul celei de-a șasea tranșe din cele trei etape în care am plătit salariile compensatorii. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a mai precizat că după reluarea normală a activității la CEH, data fiind însă incertă, va mai fi o perioadă de timp care nu își găsește o acoperire salarială. Însă a mai adăugat că guvernul va găsi soluții pentru ca oamenii să nu rămână neplătiți. Mi-a fost prezentată o situație pe care oarecum o anticipam și din discuțiile anterioare, în baza căreia până la reluarea unei părți din activitate să mai rămână neacoperite salariile pentru câteva zile, o porțiune de un interval de timp. Nu este încă identificată exact acea perioadă, dar vă dați seama că dacă va fi nevoie de ajutorul nostru, o să-l oferim. Raluca Turcan a mai anunțat că discuțiile pe această temă, dar și pe altele ce privesc domeniul de activitate al Complexului Energetic Hunedoara, vor avea loc săptămâna viitoare în prezența reprezentanților sindicatelor.